Noi, noi venim după 2 ani teribili în care pandemia ne-a cam dat în cap. Adică despre ce vorbim? Și nu că ne-a dat în cap, dar uh, uh, emoțional cred că ne-a ne costat destul de mult ne-a costat destul de mult, am văzut cât de fragilă e de fapt granița asta dintre siguranță și nesiguranță, adică ce ușor poți fi în casă sau să, -ți fie, să poți să ai libertatea să faci ce vrei tu, să mergi unde vrei tu, ne-a fost dor, adică divertismentul, showbizul, spectacolele de teatru, concertele au fost cel mai crunt domeniu lovit. Și bineînțeles și Horeca, adică, dar noi am resimțit-o foarte tare, pentru că la noi este întâlnirea asta directă cu publicul pe care o ai în concert, o ai în spectacole. Și atunci, după doi ani dintre ăștia în care ai stat în casă, lumea vrea să iasă și lumea vrea să iasă și vrea să se simtă bine, vrea să se bucure de viață. Și de-aia a venit asaltul ăsta de comedii. Pe fondul ăsta în care lumea a, a trăit, trăiește, trăim în continuare lucruri teribile, vezi războiul din Ucraina adică el încă este aproape de noi uh, pandemia încă nu și-a spus ultimul cuvânt, nu știu, adică tot timpul e o chestie dintre asta, noi suntem în, între codul portocaliu, galben verde, mov, rozaliu nu știu, mai în coduri și atunci a de asta lumea iubește comedia. De asta s-a născut acest val. De asta -a, are și succes acest val. Uh, hai să zicem de comedii românești. Asta, ca asta să te întreb. Că da. Bun, sunt comedii românești, dar sunt de succes. Da. adică toate au adus public în sală. Foarte bine. Uh, toate au adus uh, și nu că asta, asta înseamnă că publicul vrea. Să vadă. Eu mă bucur pentru, pentru că aceste filme, Team Building, Mirciulica, au readus publicul, Romina au adus publicul în sală. De ce? Pentru că. Uh, știi cum e? Revenirea la, la, concert, la film era cea mai proastă. Pentru că se făcuse un studiu. În teatru, revenirea era undeva de 75-80%. În concerte, nu știu ce, undeva de 60-70%. Ei bine, în cinematografie era de doar 35%. Pentru că în perioada pandemiei, lumea s-a obișnuit cu platformele de streaming. Și atunci avea totul la îndemână. Mai că eu iarăși reiterez ideea pe care iată a reiterat-o și Tom Cruise care a ținut doi ani filmul, a zis, până nu revenim la normalitate, top Topganu, Maverick, exact. l-a zis, până nu revenim la normalitate să-l bot da în cinematograf, nu o să iasă. Pentru că e alta experiența la cinematograf. E cu totul. Una e la, acasă, pe televizor, mic, tu singur, nu știu cât te ia flama sau nu te ia. Sau mai sună un telefon, te mai duci până la frig, Știi, te rupi cumva din atmosfera filmului. Dar la film, la cinematograf, vi stai o oră jumătate și ești doar al filmului. Și tu ești al tău. Și atunci tu o oră jumătate, e ca la teatru, nu te duci ca să-ți mai iei sau mai îți dar te... ești acolo în o oră caun. jumate stai acolo și trăiești un lucru, trăiești niște lucruri pe care probabil ai vrea să le trăiești și tu, sau să ți se întâmple și ție, să fie emoționat, să te bucuri, pentru că eu cred în rostul, cred că asta e rostul unui act artistic, ca tu după acel act artistic să pleci acasă mai fericit, un pic mai fericit, atâta. Atâta tot, adică nu trebuie, nu trebuie să trăiești nu știu ce catarsisuri, ce... nu, nu cred, nu, cred în doar buna dispoziție, pentru că tu ți rupi, tu faci un efort, spectatorul face un efort, la fel ca la teatru, faci un efort, pentru că nu înseamnă, e ca la aeroport, nu înseamnă doar acea oră jumate care tu, pe care tu i petreci în sala de cinema, el pleacă de acasă, se îmbracă frumos, sau, se, mă rog, se îmbracă, face un drum până la cinematograf, după aia caută loc de parcare, după aia după, poate mănâncă, nu mănâncă, încă ea merge, adică e, cum să zic eu, de fapt acea oră jumate, îs vreo două-trei ore. Dar e, cum să zic, și lumea vrea să iasă, lumea vrea să se simtă bine. Dar știi cum e? Și de aceea mă bucur că uite au apărut aceste filme, a readus publicul românesc la comedia românească, pentru că publicul vrea să asculte în românește, vrea să râdă uh, cu actorii români și e foarte bine.